Asta a platoului pentru că avem mai mulți invitați. Avem și un patruped de data asta, dar avem și pe Mihai Nae. De fiecare dată vine cu lecții. Bună dimineața! Bună dimineața! Hai că mi-arunc ăsta, că nu știu de ce l-am luat, că știu cum îl cheamă și pe Nine. Bună dimineața! Avem un pitbull. Un pitbull Red Nose, Nine. Știți, am mai fost aici. Care e frumos, tu să nu-l deochem. Data trecută am mers pe skateboard, da, am făcut chestii. Figurii data trecută. Acum o să avem o demonstrație de pază, de control, adică da. O să arătăm celor de acasă că un pitbull poate să fie controlat dacă este educat. Exercițiul are mai multe noțiuni. Nu de mult am început genul ăsta de exercițiu. Trebuie să atace infractorul, să-l lase la comandă, da. Și să îl și dezarmeze. Asta după ce se joacă cu copiii. După ce el se joacă cu copiii. Dar după... poate să facă și faza de pază și... Poate să o facă foarte bine și o exercită foarte bine. Uh-huh. Deci în momentul în care a prins infractorul, l-ați motocit acolo ce i-a făcut, în momentul în care îi dă stăpânul, lasă, nu numai că trebuie să-l lase, dar trebuie să se asigure că nu are arma în mână. Deci care rezolva misiunea. Care rezolva misiunea. Și o să-l invit pe infractorul nostru în plato. Am crezut că Ilona, e... nu ești, du-te la până atunci o să mergem mine. Puțin la pas cu Nine. Vino lângă mine, aici că vine infractorul. Ok. E important să fie controlabil. Oh, ce tare. Și mergem la pas. O să facem dreapta în loc. Super. Ok, nu-l bag în seamă. Nu-l bag în seamă, ia să vedem. Bun, îl luăm de acolo. Păi, luăm de acolo. E blocat foarte gros ca să nu... Păi da. Ok, bun. Facem dreapta în loc și e sculcat. Mă, ce drăguț. Acesta este un câine educat, ca să înțelegeți. Îl lăsăm în așteptare și o să trebuiască să se abțină din a mușca infractorul. E foarte important. Ia să vedem, o să trecem peste el. Ha? Ok. O să trecem peste el, la este atent la stăpân, foarte bine. Mergem să dăm noroc cu stăpânul. Ok, ne întoarcem. Vai cum stă. Ce frumos. Îl mai provocăm puțin, aruncăm bambusul pe el efectiv. Ia să vedem. Nu s-a enervat. Mergem în față. Deci practic el acum se controlează până la comanda stăpânului. Ia să vedem acum. Ne ducem, luăm bambusul și dăm infractorului, pentru că trebuie să-l dezarmeze la momentul potrivit. Ia să vedem. Ne ducem lângă Nine. Bun. Infractorul pleacă în față și dăm comandă să îl prindă. Okay. Wow. A avut pornirea mai grea pentru că noi avem sticla aici, wow. Foarte tare. Bun. Uite, a prins infractorul. Wow, ok. Wow. Okay. Wow. Bun. Wow. Iată, o să facem un exercițiu ăsta, o să și cădem puțin, ia să vedem. Ia să vedem. Văd că nu-i dă drumul. Ne ridicăm, ia, te ridici cu el. Te ridici. Așa, foarte bine. Nu poți să scapi. Nu prea poți să scapi. Și acum, dezarmare, ia să vedem. Lasă! 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 I-a prins și bățul. I-a prins. Da, el a prins săracul bățul, dar ia să vedem. Bravo. Okay. Prins, și culca. Pitbull-ul, una dintre cele mai puternice mușcături. Ah, pitbull Red Nose mai ales. Da. Ăștia sunt câini de, nu sunt câini foarte lați în piept, sunt câini foarte agili, da. Câini care pot face prize foarte puternice, dar dacă îl iei de pe mușcătură pe comandă, asta înseamnă foarte mult. Ăștia sunt câini care pot sta pe mușcătură și jumătate de oră. Oh, oh. Wow. Dar fii atent, se uită acum un părinte la televizor și zice, băi, voia fiul meu să iau Red Nose de ăsta pitbull. Dar văd că poate să fie și așa, poate să fie și blând. Nu pot să-l scap de sub control la un moment dat, să-mi iasă din vorbă și să... Orice câine poate să fie scăpat de sub control. Da. Și un pechinez. De asta le spun oamenilor că educația este exact. Importantă și trebuie să avem un cult pentru educație în momentul în care ne luăm un câine. Trebuie să avem un cult pentru educație, trebuie să avem un cult pentru medic, da? Ducem câinele la medic. Deci, cumva, este important să conștientizăm că un câine este o responsabilitate. Exact. Deci, putem să-i luăm un pitbull în aceeași măsură și un pechinez. Eu am văzut mai mulți oameni, eu personal, și nu vorbesc chiar serios. Câini mici agresivi, zi. Nu, am văzut oameni mușcați de câini mici, da. Mai mult decât am văzut oameni mușcați de pitbull.
Deci pitbull-ul are în el toate laturile, depinde pe care o exploatezi, depinde pe care o educi. Cel care ține capătul lesei decide. Eu văd în rasa asta a fi o rasă perfectă. De ce? Nu este un câine mare, este un câine mediu, părul este foarte scurt. Da. Dacă vrei să ai cel mai bun companion din el, poți avea. Dacă vrei să ai ceva cel mai bun rău, paznic, poți avea. Și e foarte frumos. Te pupăm, Nine. Vă mulțumim și vouă, Mihai, mulțumim că ai venit pe la noi azi. Frumos. Mulțumim că arătăm și partea asta la televizor, chiar dacă e un pic agresivă, dar trebuie să înțeleagă lumea ce înseamnă pază, ce înseamnă control, ce înseamnă educație, ca să putem avea niște repere acasă. Îți mulțumim frumos. Îți iei de ăsta? E foarte frumos, pare zâmbitor, nu îți dai seama că el te apără de rele, dar e important să spunem că trebuie să fie cât de cât, nu cât de cât, destul, adică oamenii să înțeleagă că ar trebui să-i dreseze dacă și iau un astfel de câine, nu? Să-i dreseze ca să nu avem surprize. Nine, cu cățelul ăsta superb, vă lăsăm în imagini, dar trecem pe la